Ce facem azi? Astăzi mergem până în Santa Cruz de Tenerife, până în capitala lor. E unul dintre cele mai importante lucruri de făcut aici, din ce am înțeles. Nu știu exact ce să facem, explorăm orașul. Vedem ce și cum, mâncăm. Aici e mult mai mișto lumina. Da, e mult mai mai senin decât mult mai senin decât Puerto de la Cruz. Sper să nu fie foarte cald. Noi ne place foarte mult în Puerto de la Cruz pentru că e vremea perfectă. Da, și aici mașina este 24 de grade. Da. Exact ca în Puerto de la Cruz. Deci... Numai că e soare. Doar că e soare, da. Asta e lumina de Tenerife. Uite aici, aceeași chestie ca în Dubai. Irigație frumos la fiecare copac. Păi da, că e destul de cald aici. Destul de cald, exact, da. Și să nu se usuce copacii. Absolut tot ce plătim noi aici în Tenerife, o plătim cu cardul Curve, care conține toate cardurile noastre. Puteți să vă luați și voi cardul ăsta, urmând linkul din descriere și băgând codul Bobby și veți primi în momentul în care primiți cardul și începeți să cheltuiți de pe el 5 lire gratis, atât voi cât și eu. O să vă las în descriere un link în care vă explic exact ce înseamnă cardul Curve și cum îl puteți folosi ca să înlocuiți toate cardurile pe care le aveți voi, fără să renunțați la ele, bineînțeles, dar și linkul prin care să puteți câștiga 5 lire. Având în vedere că astăzi suntem în Santa Cruz și avem cu noi un sfert din canalul La Căpșuni, adică pe Vlad. O să vă las canalul lor în descriere. Mai mulți factori pentru care facem ceea ce facem astăzi. O, ai stat în Santa Cruz multă vreme, nu? Da. Când v-ați mutat aici, aici v-ați mutat. E orașul meu de suflet. Și pe lângă asta, ne plimbăm și cu o mașină foarte mișto. Un Mercedes CLA. Cu ocazia asta, Vlad o să ne arate orașul. Santa Cruz, cum poate noi nu l-am putea vedea niciodată, având în vedere că a stat aici. Îi place foarte mult. O să ne arate el niște chestii pe aici. Ce trebuie să vedem? Totul. Exact. Da, perfect. Vă arăt tot. Oprim să mâncăm, oprim să bem. Unde ne duci pentru prima... Prima oprire este în parcul Garcia Sanabria. E cel mai frumos parc din oraș și aș zice de pe insulă. E plin de plante, copaci din toate colțurile lumii. Aș zice că e aproape o grădină botanică. Ok. Am avut noi o tentativă să vedem o grădină botanică din Orotava, dar era închis. Așa că vedem acum. Vedeți acum. O altfel de grădină botanică. Aici e primăria, ai zis? Mm-hmm. Steagul Spaniei, steagul Tenerife și în stânga steagul Gran Canaria. Insulelor Canare, pardon. Deci asta, regiunea Canarelor și Tenerife, au fiecare cu un steag. Asta pentru voi. Prima oară când am stat în capătul străzii. Este în blocul ăla care se vede acolo, etajul 3. Eram super tare. Super aproape de parc. Aici, da, parcul aici. Asta e parcul de care se ia, nu? Da, da. Și biroul era aici, la etajul 2. Oricum am impresia că am mai văzut din vlogurile tale, ai mai arătat. Pe aici, pe aici te plimbai tu foarte des. Da, 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 i-am pe ăștia mici care sunt foarte atașați de parcul ăsta. Noi că aici am venit, deci în afară de faptul că aici am stat prima oară când am venit pe insulă, și când am luat decizia să ne mutăm aici, am luat decizia în parcul ăsta. Și atunci, când avem o zi în care trebuie să mergem într-un parc, aproape sigur mergem în parcul ăsta. Aici vrei să trăiești așa, că ai o mare doză de nostalgie legată de locul ăsta. Îmi și place, le ai pe toate, în afară de joburi aici ai de toate. Joburile sunt în sud, la o oră distanță. Vremea de aici, da, mult mai mult. Pentru da? Că în sud ai super mult soare, în 12 luni pe an, sau mă rog, 11 luni pe an îți bate soarele în cap și te enervează aici. O lună, două, tot mai ai niște ploaie. Cât de cât o ploaie, nu ninge, dar ai o ploaie și aceea e super. Și ploaie ceva de genul jumătate de oră pe zi sau ceva de genul ăsta și mirosul al ploii în sud îți lipsește. Da, poate vorbesc prostii pentru că n-am stat nicăieri unde să fie numai soare, dar eu vreau numai soare. O să vezi. Iarăși, altă chestie. După un an de zile de stat aici, a fost o ploaie cu tunete. Și mi-am dat seama că zic,
frate, ce tare se aude un tunet. Nu mai auzisem de un an de zile. Nu mai auzisem de mult. Da, hotel de 5 stele aici, dar arată foarte tradițional așa. Este tradițional, dar este foarte, foarte frumos. Și o să vă duc pe strada mea preferată din oraș. Nu e cine știe ce, dar mie, nu știu de ce, îmi place. N-aș putea să pun punctul să vă zic de ce. Asta e. Asta e strada? Astea, da. Da, am văzut o stradă fix ca asta și în Orotava și ne-a plăcut și nouă super mult. Cu casele astea colorate așa. Da. Da, da, chiar e mișto rău. Ne mutăm aici? Ia, ne schimbăm? Hai. Șoferia? Ne-am schimbat. De fapt, ne schimbăm acum să conduc și eu acest frumos CLA Shooting Brake. Hai să vedem. Să ne parcați bine, dar suntem cam stradă totuși. Și eu... Viraje de-astea, niște... Cred că am făcut. M-a luat Typhoon-ul deja. Deci am văzut 30 de metri. Da, dar eu l-am rău de mașină și când conduc eu, deci m-a luat cu gata. Da, nasol. Înainte, dreapta. Înainte, pe ocolim așa parcul. Să... CLA 200, da? D. Ok, bine, am înțeles, da. Așteptam un fel de confirmare. Da? E diesel. E Mercedes, sigur. Cred că e 220 sau 200 aici stica, da. 200 și ceea ce e interesant este că este shooting brake. Are o formă de asta interesantă. Shooting brake practic înseamnă brake, dar un brake mai frumos, mai sportiv așa. Da, e un fel de coupe, brake coupe. Ceva de genul, da. Trebuia să mergem în viteză ca să prindem roșu ăsta cu viteză maximă. Ca să nu știu, așa e la București. Adică, la București dacă nu bași tare de la semafor, nu mai prinzi, adică trebuie să treci acasă. Trebuie să treci acasă. Nu, nici măcar la roșu nu mai ai voie să mai stai. Mergem până la plajă, după care trebuie să vă spun așa, orașul are o zonă pietonală care este într-adevăr drăguță, cu o piață foarte, foarte frumoasă, oricare că tot drăguță. Deci, lucrurile frumoase din oraș sunt accesibile pietonilor, adică parcuri, zone pietonale, piațete. Noi cu mașina ne plimbăm prin zonele rezidențiale. Da. Deci, în principiu, e un oraș în mare parte pentru mers pe jos. E un oraș în care e capitala, în primul rând. Ai o zonă de centru cu clădiri mai vechi, cu terase, cu restaurante, care e rezidențială. Nu șochează prin frumusețe rest, așa, de ce vedem pe aici, și e normal. Eu îl consider că e foarte frumos pentru că m-a adoptat, a fost orașul pe care l-am văzut prima oară aici. Și aici, nu știu, dacă din 2 ani de zile stai 2 ani jumate, stai 2 ani aici, e... Da, se intră la inimă, corect. Da, de exemplu, eu acum stau unde stau pentru că a fost carantina, am vrut o casă cu curte și ne-am mutat un pic la țară și am încercat și un pic de agricultură. Dar și cred că ți-a prins foarte bine pe... Pe ca să apreciez orașul ăsta. A, nu, pe carantină, da. Pe carantină, zic. Da. Foarte frumos aici. Este. Aici e portul. Mă rog, mai în spate un pic e portul pentru... pentru ambarcațiuni de-astea particulare, iar aici portul pentru ambarcațiuni mari, gen croaziere, feribotul. Și de aici din portul ăsta iei feribotul pentru Gran Canaria. Apropo de asta, că m-a întrebat multă lume, prețurile sunt foarte mari la feribot dacă nu ești rezident de aici. Da, așa e. Încotro acum? Trebuie înainte, mergem la plajă. Deci prețurile sunt foarte mari și diferența între prețul pentru rezidenți și prețul pentru non-rezidenți e mare. Prețul e mare, nu? E de 4 ori mai, aproape de 4 ori mai mare prețul pentru non-rezidenți. Da. Păi da, ideea e așa, se încurajează mobilitatea, adică ei vor ca oamenii de aici să călătorească și să nu se tâmpească cu capul, pentru că dacă stai pe insulă 30 de ani și nu știi nimic ce e în afară, nu e tocmai în regulă, nu te simți integrat în primul rând. Da, așa oamenii care vin, oameni cu bani, din UK de exemplu, să scoată banul. Păi da, dar ei își fac și ei acte de rezidență și merg și cu 75%. Aici e parcare? Da. Ne-am oprit un pic să filmez aici, pentru că priveliștea e foarte mișto. Este o rafinărie. Vlad nu știe exact dacă mai funcționează sau nu, dar presupune că da. Și se vede foarte mișto și se văd foarte mișto și vasele de croazieră acolo și portul. Interesant. Și aici e muntele. Abia o să vedeți ceva turistic.
Dar eu am zis în vlogul meu că mașina este de vânzare? Nu. Parcă ai zis ceva. Bine, uite pe strada asta, făceam stânga și eram eu acasă, aici am stat. Ok. Și acum o luăm înainte așa, da? Da, o luăm înainte. E un pic mai mișto asta decât Adamul sau? Da, ce întrebare. Normal că mi-e mișto asta. O cumpărăm, Bobo? Dar n-am aici scrimător, n-am timp aici cu ștergătoare, ce e asta? Cum sunt pe aici, dar am ieșit din oraș pe aici sau? Am ieșit din oraș, da. 250.000 de locuitori și mai are la laguna care e lipit de el încă vreo 100.000 de locuitori, poate ceva de genul ăsta, nu? Poate creșesc, poate să creșesc pentru la laguna zic. Bă, e mare, ca și tindere e foarte mare, foarte, foarte mare. Vrei să mă duci la Stele Sitas? Da. Bagă-te un pic pe prima bandă, te rog. Ca să fii și eu astea frumos așa. Și ne-am oprit la plaja Las Teresitas, plaja de suflet a lor. Și o plajă care seamănă mai mult cu ceea ce numim noi plajă, ceea ce suntem noi obișnuiți. Cam așa. Ceea ce am observat în Tenerife, și văd că asta a observat și Vlad acum, foarte multe femei fac topless. Se fine, e mai fin decât la aia cu nisipul. Da. Da, e super fin. Ce tare! Vrem și duși aici. Sunt și camere de schimbat, uite acolo. Da. Unde sunt? Uite acolo. Și ai și beach bar. Da. Da, venim și noi aici. Da. Neapărat. Și uite, ai un perniță aici. Foarte mult topless și mie este un pic aiurea să filmez plaja. De ce? Așa, să nu zic că femeile, că le filmez pe ele. De aici, e ciudată treaba. Da, n-are nicio problemă în direcția asta. E, fac și eu niște caterinci. Da, deci tot cu umbrelă, tot așa lunguri și umbrelă. Ăla nu știu cât costă. 10 euro, 25 lunguri și umbrelă? Da. Ok. Poate chiar mai este în unele perioade. Singurul club de care mai așa, mai de fițe, pe care îl știu în Tenerife, se numește Le Club. Mă rog, multe hoteluri au fixe, clar, de 5 stele, dar mă refer pe plajă. Și la ăla plăteai undeva la 30 de euro pe două, pe un baldachin, și dar nu plăteai, consumai de toți banii, să zic așa. Ah, perfect, ca în Grecia. Super. Da, că, da. Frate, oamenii sunt pentru business, nu pentru fixe și nu știu ce. Și astea sunt puse anul ăsta, deci nici nu știu cât costă baldachinele astea. Ok. Dar, și e mișto că acolo este un dig. Ne povesteai tu de digul ăla. Da. Și nu sunt valuri. Tai adânc cap aici? Mult mergi, mergi mult ca să fie adâncă și după aia se face adâncă brusc. Am înțeles. Se face adâncă, dar foarte limpede, vezi la 10 metri sub tine, foarte mișto. Frumos. Deci unde e digul ăla acolo, da, are 10-15 metri și vezi jos, vezi stâncile de jos. Mișto. Da, iar mișto. Dacă să... Deci aia se face adâncă, asta zic așa ție, vezi unde se schimbă culoarea? Da, da. Acolo se face adâncă. Aha, da. Poate veni și noi, sâmbătă seara, așa, pe la 5, e ok? Da, e foarte bine. Și ne întoarcem la acest frumos shooting break. Acum îl puteți vedea și voi pe lumină. Foarte, foarte caterincă. Și mergem în oraș în continuare. Ai zis că ne duci undeva sus acum. Da, da. Perfect. Mergem să vedem orașul de sus, ca să avem așa. Orașul de lângă mare, orașul, parcul meu preferat și o plaja ta preferată. Sus. Exact. Și o privire de ansamblu și o cheiem acolo și aia e. Haide. Mă scuzați. Eu prost. Am intrat într-un cartier, se numește Ifara. Și are cele mai tari case. Aici stau mulți oameni cu bani. Sunt vile de 1 milion, 2 milioane, 3 milioane. Ai sechele, nu? Cu, acum cu urcatul. Da, deci am simțit că nu vreau să... Aici eu pot să-mi iau un apartament cu 600 de euro, cu două dormitoare. Înțelegi? Chirie, normal. Știi?
Dar un apartament normal o să pare cam ceva să fie. Dar vilele sunt peste 1 milion, știi? Dar vedeți că-s vilele toate, știu cât a zidul au și astea. Nu ți-a plăcut niciodată ideea să urci, să cobori? Frate, păi tu vezi, dacă odată rămâi fără mașină și te-ai să urci toată banda asta? Doctorează. Știu că în momentul în care stăteai în Santa Cruz, te plimbai și cu autobuzul, adică aveai posibilitatea să folosești și autobuzul. Da, da, da. Și aici cred că are autobuz, sigur ai. Dar... aici, aici sus, așa? Da, da. Și ne-am oprit pe marginea drumului pentru că aici este Santa Cruz. Ia uite-l. Deci e absolut senzațional cum se vede de aici. Iar acolo, pe partea cealaltă, nu știu exact cât se vede, este Gran Canaria. Dar cam așa arată orașul. Și ca să ne întoarcem cu adevărat de unde am plecat, acolo, în mijloc, este parcul pe care l-am văzut prima oară, pe care ni l-a arătat Vlad prima oară astăzi. Și este un parc foarte mare, în vedere dimensiunea orașului, parcul e super, super mare. Înțeleg de ce îți place. Ana, ca de obicei, vrea să urce aici sus, în picioare, ca să cadă aici, în cactus ăștia. Să cadă pe aici și să o luăm de la vila aia de acolo de jos. Tu cazi în cactus aia? Uite, te duci în jacuzziul ăla acolo. Nu se vede nimic cu ăsta ultra-wide. Cam atât pentru astăzi. Mulțumim foarte mult că ne-ai fost ghid. Foarte cu mișto, Santa Cruz. Cu totul altceva față de unde stăm noi acum în Puerto de la Cruz. Și cu totul altceva față de sud. Deși n-am ajuns în sud încă, dar din ce mi-ai povestit tu, totul altceva. Intrați și la ei pe canal. Au foarte multe videouri de aici, din Santa Cruz, pentru că aici au stat, ai zis că 2 ani din 2 ani jumate? Da. Deci, mare lor majoritatea timpului aici, în Tenerife, au stat aici, în Santa Cruz. Deci, sunt foarte multe lucruri de văzut la ei pe canal. Aveți link în descriere. Cam atât pentru astăzi, noi ne revedem data viitoare. Pa!